Intențiile mele asaltau din toate părțile viața pe care o cunoscusem până atunci, fără să reușesc să intru în miezul ei. Imagini grotești îmi veneau în minte. Văzusem odată un cal mort într-o văgăună cu o grămadă de cățelandri schelălăind de foame și de neputință, care se repezeau în el să-l sfârtece. Dar de oriunde îl apucau, nu reușeau nimic, calul rezista. Își înfigeau dinții în burtă, în pulpe, în spinare, se propteau în picioare bâțind din cap și scheunând. Prima îmbucătură, care ar fi deschis drumul celorlalți, le scăpa. De unde? Din ce loc? Am stat mult să-i văd ce fac și mă uitam la ei râzând. Nu era printre ei niciunul bătrân și experimentat care să-i învețe. Desigur, viața nu e un cal mort, dar e pentru un scriitor tânăr o pradă care nu cedează dacă nu știi de unde să o apuci. Deși tatăl meu se despărțise de mine în acea zi de septembrie 40, când mă condusese la gară și îmi spusese că nu mai are bani să mă țină mai departe la școala normală, despărțirea era neștiută de mine și rămânea și atunci, în 48, la fel de enigmatică, mai ales că în toți acei ani, în timpul războiului, până în 45, nu mai dădusem niciodată pe acasă, nu-i mai scrisesem și nici el mie. Numai instinctul mă prevenise că despărțirea era irevocabilă. N-aveam ce mai căuta în sat. Eram aruncat în viață și trebuia, ca orice viețuitoare, să aflu singur secretele pădurii. Ce făcusem? Intrasem totuși la școala normală din București, de pe strada Sfânta Ecaterina, fără să depun taxele de internat. Directorul I. Ionașcu mă amenințase. Ce ai făcut cu banii? Nu te-a trimis tatăl dumitale fără bani de internat. I-am răspuns că ba da, și în felul tatălui meu, care amâna impozitele cu anii printr-o strategie complicată a promisiunilor patetice, l-am rugat să mă amâne câteva luni până ce părinții mei vor culege porumbul, vor vinde nu știu ce oi, nu știu ce rațe. Ce rațe, s-a răstit el la mine. O să scriem acasă și dacă se dovedește că ai avut bani și ei cheltui cine știe pe unde, te dăm afară din școală și s-a terminat cu viitorul dumitale. Și și-a întors fața de la mine. Știa el ceva. Auzisem și eu și chiar și trăisem. Înainte de Cristu Rodor Hei, unde absolvisem pe a doua și a treia, trenul stătea câteva ore în gara Sighișoara și anul trecut, într-o vacanță, o fată îmi făcuse semn de jos de pe peron să mă dau jos și să mă duc cu ea. Nu mă dusesem, dar alții coborâseră. Astfel de sirene, gândea pe semne acum directorul, mă lăsaseră și pe mine fără bani, mai ales că Bucureștiul, cum scria Octav de Sila, era orașul prăbușirilor. Totuși, omul din fața mea nu era sigur. Ceva patetic avusese și el în glas, dincolo de cuvinte. Mi-am dat seama că dacă mai vorbesc, o să mă asculte. Era un bărbat încă tânăr, plăcut la înfățișare, elegant îmbrăcat, dur, ca un bărbat adevărat pe care nu îl puteai înșela, cu o infirmitate la un picior. Sever, dar acest dar era singura mea șansă. I-am spus că tata nu e un om sărac și că poate să facă rost de bani dacă școala îi scrie și îi cere imperios acest lucru. Nu o simplă întrebare dacă mi-a dat bani sau nu. Nu mi-a dat, ci o scrisoare hotărâtă, ca din partea unei autorități superioare care împreună cu el, cu tatăl meu, au în grijă soarta unui tânăr. Știam din experiență că nici la început tata nu avusese bani, că împotriva lui o ridicasem pe mama, pe preot, pe învățător și că la toți aceștia se raliaseră vecinii, prietenii lui, până și cei mai disprețuiți dintre ei și că întreaga familie cedase. De unde, de neunde, făcuse rost de bani și timp de 3 ani mă ținuse. Și i-am dezvăluit directorului intențiile mele de viitor. Să termin acest an și îmi voi continua studiile singur. Aveam 18 ani, puteam munci și lua examenele în particular. Bine, îl aud că îmi răspunde. Dacă ai fi avut un certificat de paupertate,
puteam să-ți obțin o bursă de la minister. Da, aveți 15 pogoane de pământ. Așa era. Încercasem să obțin acel certificat, dar n-avem voie să primim în internat elevi care nu achită taxele. O să scriu acasă tatălui dumitale. O să mai vedem. Și mi-a făcut semn că pot să plec. Am plecat liniștit. Au început cursurile, orele de meditație în care nu aveam ce să fac. N-aveam cărți. Din pricina asta, secretele chimiei și algebrei mi-au rămas străine. Gândul plecării din școală îmi stăruia mereu în minte în timpul orelor, mai ales că diferența de vârstă dintre mine și colegii mei începuse să mă jeneze. De pildă, avusesem într-o zi în hol o vizită a soției falsului librar, o femeie cam de vârsta mea, trimisă de el să vadă ce mai fac. Trimisă de el sau nu, stai și explică. Subdirectorul m-a apostrofat și m-a amenințat că mă dă afară din școală. M-am întors în clasă și am început să-l înjur și eu cu sete de mamă. Am fost turnat, am aflat mai târziu, deși eram mai mare și ar fi trebuit să-mi dau seama de la început că în fiecare clasă există o rețea întreagă de turnători pe care acest subdirector o cultiva ca un polițist. Eram uluit cum tot ceea ce discutam eu cu alții, el afla imediat și tot timpul trăiam sub amenințări. Am început să scriu un roman. Eroina principală era soția falsului librar, după destăinuirile ei, ca în Une vie de Maupassant, citită atunci. Într-o seară de noiembrie eram de planton și scriam scena finală. Femeia își ucide soțul, lăsând noaptea geamul deschis când bețivul dormea. Firește, era ger. Mai târziu, scena mi s-a părut ridicolă. Ca să descoper anii trecuți, că un scriitor maghiar tradus de Gallimard procedează absolut identic. Am rămas visător. M-am culcat apoi și am căzut într-un somn greu. M-am trezit spre dimineață. Dormitorul era pustiu, tavanul căscat și în jurul meu și pe pat molos și cărămizi. Am ieșit afară înspăimântat. Toată lumea era adunată în curte, era întuneric. O atmosferă de sinistru domnea peste tot. Ce era? Ce se întâmplase? Cum nu știam? Unde am fost? Nu m-a trezit cu tremurul? Ce cu tremur? Cu tremurul de pământ. Nu mă trezise nimic. Putea să-mi cadă și tavanul în cap. Niște cărămizi tot căzuseră pe lângă mine. În oraș, se zicea, blocul Carlton se prăbușise până în temelie, sute de morți, se închide școala până după sărbători. Bineînțeles că între timp tata primise scrisoarea directorului și îi răspunsese că n-are bani, dar că o să aibă să-l mai păsuiască, o să trimită negreșit, nici vorbă, cum să nu, cu stimă, Tudor Călărașu. Posomorât, în spatele biroului său, directorul tăcea, uitându-se în jos, foarte supărat, dar nu scotea un cuvânt, nici o amenințare. Tăceam și eu cu scrisoarea în mână. Îmi venea să-i spun că tata n-o să mai trimită bani niciodată. Îmi aminteam vag de despărțirea noastră în drum spre gară, de insistențele lui să-l înțeleg că nu mai are de unde. În fața acestui om tăcut care căuta poate o soluție pentru mine, îmi dădeam seama că strategia mea împrumutată de la tatăl meu era inferioară îngrijorării acestui intelectual care era silit să mă arunce în stradă cu studii neterminate și ce să fac să nu pierd anul. Școala se numea Normală pentru Învățătura Poporului Român. Ei, cum era pentru Învățătura Poporului Român? De unde bani? Cine să-mi dea? Nu-i plăceam directorului, era evident. Nici eu nu-mi plăceam mie însumi. Făcusem niște poze și mă văzusem. Poziția corpului era strâmbă, mâinile ca niște cazmale, chipul emaciat. Colegii cu care eram în grup, afectați, vicioși în priviri, stupizi, nu încercasem să-i forțez directorului voința. Dacă cineva are o răspundere, să-și o asume. Nu pentru persoana care îi stă în față, dezagreabilă, pe care poate să o arunce pe ușă afară dacă dă cel mai mic semn că viciul, tentația murdară a vieții l-a marcat. Pedagogul experimentat știe că în asemenea cazuri, truda e zadarnică
și că el nu s-a născut să îndrepte ceea ce e iremediabil pierdut de la natură. Fie asta pentru idealiștii care recuperează unul în viață și acela îndoielnic, în loc să-și îndrepte efortul spre cei care sunt doar fragili, expuși ticăloșiei umane, ci pentru sine, pentru bănuiala că poate să comită o greșeală ireparabilă. De ce ai fost numit director al unei școli în care peste 300 din cei mai buni copii ți-au fost încredințați? Mă simțeam rău în fața acestui bărbat care, deși infirm, avea un chip cu trăsături energice și hotărâte, înnobilate de o gândire matură și îndrăzneață, care medita în singurătatea gândurilor sale cum să facă să rămână curat și drept față de un elev care, în mod vag, îi sugera că îi place învățătura și că era amenințat să fie îndepărtat de ea pentru totdeauna. Domnul Lasker mi-a raportat că îl înjur de mamă și că scrii romane în loc să înveți, mi-a spus el deodată, aruncându-mi ca un fulger o privire întunecată de reprobare și neînțelegere. Am rămas încremenit. De unde știa domnul Lasker? Așa îl chema pe subdirector. Am tăcut. Totul era adevărat. Dar cum să-i povestesc acestui om că n-aveam nicio vină? Că în orele de vizită mă căutase o doamnă care, ca un zbir, trecuse domnul Lasker prin hol și față de ea chiar mă umilise, poruncindu-mi să mă retrag imediat. Dacă era sora mea, nici nu m-a întrebat. Dar eu știam că nu era sora mea și el a ghicit că nu era și pe acest echivoc al comportării mele de adolescent mă făcuse să mă simt vinovat. Era totuși o doamnă, soția unui profesor ca și el. Mi-a cerut să te dau afară, a continuat directorul, să te elimin. Eliminați-mă, am bolborosit eu gâtuit de un val de ură a cărei adresă nu era precizată. Și ce-i să faci? În aceste vremuri turburi, unde-i să te duci, să te faci legionar? Strigase, am strigat și eu. În clasă s-a format o frăție de cruce legionară. Întrebați-l pe Dobrinescu ce părere au despre mine. A tăcut. Dobrinescu era protejatul lui, șeful clasei, un orfan care avea bursă integrală de la minister. Eram prieteni. Ești băiat citit, a încheiat el în cele din urmă. Dobrinescu mi-a spus că ai discuții cu cei dintre a opta care te vizitează și că ai citit tot felul de filozofi. Cum se împacă filozofia cu înjurăturile de mamă? Aș fi vrut să-i răspund că totul a pornit de la vizita acelei doamne și că... dar nu aveam gânduri limpezi, ci doar o stare de spirit de revoltă care nu-și găsea cuvintele. Domnul Lasker vorbește în plin consiliu de eliminarea dumitale. Cum să te apăr? Ce să-i răspund? Nici măcar nu contești că l-ai înjurat. Cum să contest? Îl înjuram mereu, deși vedeam bine că mă urmărea cu ura lui. Tocmai de aceea. Nu-i adevărat, am bolborosit, refuzând să accept că secretele noastre erau sfâșiate tot de unii dintre noi, crezând mereu că în realitate domnul Lasker nu știa nimic sigur și că mă ura fără motiv. În privința asta aveam experiență. Descoperisem de mic că ura e spontană și irațională. E o atracție. Te poate urmări cineva cu ura lui fără slăbire până se stinge singură, așa cum a pornit, sau vine pământul și astupă gura lui infamă. Dar nici el, directorul, n-a vrut să-mi ia pânza de pe ochi și să-mi dezvăluie că din clasă se știe tot ce facem. Poate că și el proceda la fel ca și subdirectorul său. A tăcut, ca și când l-aș fi convins că nu era adevărat că îl înjuram de mamă pe domnul Lasker. Mi-a făcut semn să ies și abia în hol mi-am dat seama că găsise o soluție pentru mine să rămân în internat. Altfel, mi-ar fi spus că în urma scrisorii de acasă nu mă mai putea ține și că trebuia să plec. Am rămas în București după ce s-a închis școala. M-am dus la fratele Nilă, la bloc al G-ul de pe cheia Rosetti. Nu purtam ochelari, deși ar fi trebuit. Explicațiile care se scriau la tablă nu le vedeam bine și pierdeam astfel înțelesul unor lecții. Dar cum să te hotărăsc să pui pe nas o bicicletă?
aveam semnele mele cu care recunoșteam un om de la distanță, felul cum mergea, legănatul corpului, mișcarea umerilor. Bucureștiul, din această pricină, mi se părea fascinant. Chipul oamenilor în general nu și-a arăta pentru mine urâțenia, al femeilor și fetelor cu atât mai puțin. Un nas mare, o gură strâmbă, un râs disgrațios nu le sesizam ușor. Gama de expresie era învăluită într-o unică expresie. Nu vedeam antipatia decât dacă era prea pronunțată, ca și celelalte reacții de aversiune, simpatie sau dușmănie. Mă uitam totdeauna departe, peste capul omului, când nu coboram privirea în jos, fără să mai văd nimic în jur, ore întregi. Cutreieram orașul. Nu mă interesa nici numele străzilor, nici al marilor bulevarde. Nu intram în magazine, nici în librării și nici la cinema. Nu mă uitam la vitrine. Singură, viața străzii îmi plăcea. Când seara începeau să țâșnească luminile reclamelor, aș fi vrut să intru într-un cinematograf, dar nu vedeam bine ce se scria jos. Uitam să mănânc. Odată s-a oprit lângă mine un camion și șoferul m-a strigat. Era un băiat de la noi, din comună, m-am urcat. A, ce faci, Gheorghe? Ce faci, Mărine? Ce să fac, mă plimb? Tu nu mai ești la școală? Barsânda s-a închis din pricina cutremurului. Hai cu mine. Era un băiat voinic, copilăristem împreună, deși era mai mare cu un an sau doi. Părinții noștri erau prieteni. Tatălui brutar, din asta trăia. Mama, mult mai tânără, prilej pentru unii să-i pună tatălui lui Gheorghe, într-adevăr puțin cocoșat de o bătrânețe timpurie, întrebări grosolane. Dacă n-ar fi mai bine să le dea lor, așa din când în când, pe nevastă sa. Se făcea că n-aude. Gheorghe demară și porniră. Și unde stai tu? Îl întreb. Pe strada Tutunar, numărul 12. Unde vine asta? În Ferentari. Și Ferentari ăștia unde vin? Urci spre Rond cu tramvaiul. Și îmi explică de unde pot lua tramvaiul și cum de la Rond mai aveam doar două stații. Vino pe la mine, duminică, zise. Am să vin. Tactu e supărat că te-ai însurat așa repede, ci că trebuia să-ți faci întâi armata, să-ți faci un rost și pe urmă. Mi-am făcut un rost, am carne de șofer, câștig bine și nevasta lucrează și ea într-o cofetărie. Acum e însărcinată. Tocmai zic, o să pleci militar și ce face ea singură? Așa zice Aldenea Simion. Era singurul băiat al lui Nea Costică Brutarul. Încolo avea numai fete, vreo trei. N-aveau pământ și Gheorghe trebuise să plece din sat să se arănească și el prin București. Surorile erau prietene cu surorile mele. Se pricepeau la croitorie, aveau o mașină de cusut. Toată ziua erau pe la ele, se supăra mama că le era gândul numai la rochii. Curând ajunserăm pe o stradă unde coborârăm și intrarăm într-o curte. Câțiva oameni descărcară lăzile. Auzeam cuvinte, camarade în sus, camarade în jos. Camaradul Gheorghe e chemat la camaradul, strigă la un moment dat cineva. Hai și tu cu mine, zise Gheorghe când totul se termină. Ieșirăm din curtea aceea și o luarăm pe stradă. Ce e aici unde lucrezi tu? Îl întreb. Sediul legiunii. Tu ești legionar? Da. De când? Din septembrie. Și de când ești șofer? Mai de mult. Bravo, măi, Gheorghe! Știa oare Gheorghe unde intrase? În sat nu l-auzisem că i-ar fi plăcut așa ceva. Uite că intrase. Eram curios să văd sediul și ce era înăuntru. Și camaradul ăsta, zic, la care te duci, cine e? Un șef. Pot să viu și eu? Cum nu? Sediul avea un portar care ne opri. Gheorghe îi spuse unde era chemat și ne dădu drumul. Era o clădire mare care se curba după curbura străzii. Străbăturăm lungi coridoare de asemenea curbate ca și pereții, întâlnirăm legionari liniștiți în cămăși verzi, care intrau și ieșeau din birouri. Gheorghe intră și el fără să bată pe o ușă. Nu-mi spusese să aștept afară, așa că intrai și eu. Gheorghe salută familiar cu un mic gest de la inimă la cer și rosti: trăiască legiunea și capitanul! În spatele biroului, unins fără cămașă verde și diagonală, cum erau unii pe care îi întâlnisem pe coridoare, lucra cu capul în hârtii. Două telefoane se aflau lângă coatele lui. Nu răspunse la salut. Gheorghe, ai adus armele? Zise el într-un târziu. Le-am adus, camarade. Mâine dimineață te duci la adresa asta și ridici lăs de muniție.
și îi întinse o hârtie. Și atunci mă văzu și îl văzui și eu. Era un bărbat tânăr, cu păr bogat, dar care nu-i stătea claie în cap, cum văzusem la grupurile de legionari pe care le întâlnisem pe străzi, ci îi cădea pe lângă tâmple, cu o mișcare și îl dădea pe spate. "Cine e domnul?" zise. "Un prieten de-al meu din sat," îi răspunse Gheorghe. "E elev pe clasa a patra la școala normală. Acum e liber din pricina cutremurului." "Pe clasa a patra? Așa mare? Câți ani ai?" mă întrebă el. I-am răspuns că 18. "Ai rămas repetent?" "Nu," zic, "am făcut 7 clase primare în sat." "Și acolo în școală aveți frății de cruce?" "Desigur." "Bine, Gheorghe," îl aud că zice, "poți să pleci." Apoi, adresându-se mie, "mă interesează cum merg frățiile de cruce la voi în școală. Ia loc și spune-mi." "Ăsta crede că fac parte din frățiile de cruce," am gândit, de-aia îmi vorbește așa, ca și când mi-ar da un ordin. Dacă îi spun că nu sunt, o să mă întrebe ce caut acolo și o să mă dea afară. Ori eu tocmai că eram împins de o avidă curiozitate să stau de vorbă cu un astfel de șef mare. Cunoscusem numai din cei mici, un tâmplar din sat al cărui frate și el legionar mi-era prieten de mult, nașul meu tâlvan, student întârziat care mă amenințase odată că pot să o pățesc și eu ca și omul acela pe care tocmai îl bătuseră în fața primăriei cu frânghiile ude, era prin septembrie, dacă mă ridic împotriva legiunii. Nu mă ridicasem, cum spusese el, ci îl întrebasem doar dacă știa că omul acela pe care ei îl umiliseră astfel murise. "N-a murit din pricina bătăii," mi-a răspuns el. "Era cam bolnav, dar tu ești sănătos, ia vezi." Era liniștit, nu mi se părea fanatic. Mânca singur mămăligă cu brânză și nu mă invita și pe mine măcar de formă, cum cereau legile ospitalității. Student însemna pentru mine un om al cărui spirit se lumina în preajma cărților. Putea fi legionar, treaba lui, dar eram amândoi intelectuali, fără să mai vorbim că mi-era și naș. Putea oricum să-mi vorbească altfel. "De ce să mă ameninți, nașule?" i-am zis, "nu ți-am făcut nimic." "Fine," zice, "îți cunosc ideile." De unde le cunoștea și care idei? Fiindcă nu-mi recunoșteam idei clare și distincte, cum spune Descartes, ci numai idealuri care erau ale tatălui meu. Omul să rămână om, adică să nu ia razna împotriva altora, să stea la plugul lui dacă era plugar, la cinstea lui de om dacă era om de omenie, adică iubitor de alți oameni, la cartea lui dacă era cărturar, la nevasta și copiii lui dacă îi avea, la casa lui dacă nu vroia să se facă de râs prin hoție, trădare, beție, lene și minciună, adică să rămână om prin tot ceea ce câștigasem ca să nu ne pierdem, urmând legile naturii. Cine se ridică împotriva altuia, se ridică împotriva lui însuși, fiindcă oamenii au descoperit de mult legea armoniei în tot ceea ce există, din care și-au făcut legi morale. Exodul, ce era în conștiința mea de tânăr care își pierduse credința citind Biblia, dacă nu un drum care durase 40 de ani în Egipt până în țara făgăduinței? Ce era această țară? Visul umanității. De ce întârzia săracei atâta în pustie, când drumul putea fi străbătut în câteva luni? Lunga lor aventură era plină de rătăciri și trădări și omul care îi conducea murise fără să-și atingă visul. De ce întârziase el atât? Ce îl împiedicase? De ce spărsese el tablele legii furios? Iar în fața mea aveam un om care nu avea nici îndoieli, nici remușcări. "Da," zic, "îmi cunoști ideile?" "Care idei?" "Alea pe care le ai, știi tu." "Bine, nașule, văd că mă cunoști mai bine decât mă cunosc eu, cu toate că ne întâlnim pentru întâia oară de când eram mici. O să-mi urmez soarta orice ar fi cu ideile mele. Să vedem ce o să se întâmple cu ale tale." Și am plecat. În clasă, cei din frățiile de cruce erau încântați că puteau purta o cămașă verde. Un coleg, băiat ai cărui părinți erau bogați, deși nu era primit în acele frății, o purta totuși și el. Îi plăcea, era verde și aspira și la o diagonală și la un pistol. Poate că le-ar fi avut dacă lucrurile nu s-ar fi precipitat.
aveam un alt coleg de o blândețe și o candoare deosebită. Pe el îl recrutase primul pedagogul, legionar neștiut până în 6 septembrie, după cum declarau cei din cursul superior. Profesorii se fereau de el toți. Nu era printre ei nici măcar un simpatizant al mișcării. În anii trecuți, mișcarea pătrunsese totuși în școli, însă Carol al II-lea înființase străjeria și reprimase fără cruțare cadrele didactice sau elevii care, citind pentru legionar și cărticica șefului de cuib, interzise, se simțiseră tentați să adere. Erau eliminați din toate școlile. Le citisem eu însumi, dar mult mai înainte citisem Discurs asupra metodei de Descartes și dialogurile lui Platon. Mi-ar fi plăcut și mie să pun întrebări și să aud răspunsuri ca Socrate. Ori în aceste cărți nu se puneau întrebări și nu se dădeau nici răspunsuri. Exprimau totuși o stare de spirit care se întindea pe căi care îmi scăpau. Li se inculca unora din noi doar o credință nici de cum definită, un mit care se creia în jurul unei singure idei și anume de răzvrătire, care cerea sacrificiu și supunere. Atât! Hristos și țara și dușmanii și ai lui Hristos și ai țării evreii era o mișcare religioasă, mă întrebasem. Nu era clar, religioasă era și mama, dar cuvintele mila Domnului, virtutea, păcatul, iertarea, să întinzi și obrazul celălalt când ți se dă o palmă, n-aveau nicio legătură cu tâlharii și jidanii care ne tot sug mereu. Cine erau aceștia, în afară de evrei, care erau singurii numiți? Iar faptul că șeful lor, capitanul, era invocat ca o zeitate și îi se cerea să facă o țară ca soarele sfânt de pe cer, trezea întrebări. Adică, cum s-o facă? Prin ce mijloace? Niciun răspuns. Cine era în fapt acei tâlhari de care pomeneau ei? Mult mai târziu am aflat că regele era unul, dar ceilalți? Era o mișcare spirituală care vroia să modifice natura umană? Iarăși întrebarea, cum? Printr-o nouă religie? Care? Satele aveau biserici și preoți care de 2000 de ani încercau același lucru și nu fără succes. Umilința în fața credinței frângea adesea grumazul celui care se credea nemuritor pe pământ. Cu sau fără credință într-o viață viitoare, fii mai puțin trufaș. Pământul tot te așteaptă. O să ai aceeași soartă cu cel pe care îl umilești sau îl despoi. Ce era, deci, nou în mișcare? Atunci, cum se crease mitul? Nu înțelegeam. Moartea pentru capitan, de ce era necesară? De ce trebuia să ne fie cea mai dragă nuntă dintre nunți? Acum, în sfârșit, după ce omorâseră pe mulți și fuseseră și ei omorâți, luaseră puterea și mă aflam în fața unuia din șefii lor. Curiozitatea mea era flămândă, dar ascunsă. Dacă ar fi înțeles că singura această pornire mă adusese acolo în clădire, bineînțeles că nu mi-ar mai fi spus nimic și m-ar fi dat imediat afară. Numai Hristos și bineînțeles că numai în relatările apostolilor îi spune el diavolului invariabil timp de 40 de zile retro satana. Întâi că nimeni nu are la 18 ani certitudinile și iluminarea lui Hristos. La drept vorbind, nici ale lui nu erau de nezdruncinat. Dovadă că în grădina Ghetsimani îl întreabă pe tatăl său dacă n-ar fi posibil să treacă de la el paharul acela, iar pe cruce, teribila îndoială, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ori generația mea abia deschidea ochii. Ce vroiau să facă cu noi? Tabla valorilor absolute, libertatea, arta, filozofia, religia, în care credeam, era răsturnată.
tablele legii sparte, dar nu de un profet îndurerat, ci de unul violent, intolerant, obscur în intențiile sale. Poate o să aflu că avea noi table. Rămas singur cu acest șef, urmase o tăcere. Avea hârtii în față, termină ceva de citit, apoi răspunse la un apel al unuia din telefoanele care sună pe biroul său. Cine e acolo la voi, șeful frăților de cruce pe școală? Îi spusei numele pedagogului care le organizase, strâmbându-mă cu un dispreț neascuns, ghidat de instinct, pentru a nu intra în detalii despre frățiile de cruce, detalii pe care nu le cunoșteam, și pentru a-l intriga și a bate discuția spre idei și nu spre fapte din școală. Ce, zise, nu se poartă bine cu voi? Nu știe să răspundă la întrebări, zisei. Nu se poate fără întrebări. Da, zise, ce fel de întrebări? Întrebări avea multe, pe care nu i le pusesem niciodată pedagogului verde, dar mă prefăcui frământat. Mi-am frământat chiar mâinile pe genunchi și am tăcut posomorât. Ei, ia zi! Se presupunem, am spus eu atunci, că în țara noastră n-ar fi fost niciun picior de evreu. S-ar mai fi născut mișcarea legionară atunci în 22? Știam ce spun. Citisem pentru legionari și descoperisem că pentru ei evreii erau și rămăseseră o mare obsesie. Așadar, cunoști istoria mișcării, zise el, și ți-a rămas neclar acest lucru. Nu i-am răspuns. El își aprins o țigară și puse mâna pe telefon. Nu spuse niciun nume, dar chemă pe cineva. Nu se mai uită la mine. Reîncepu să citească hârtii. Curând, intră un individ a cărui înfățișare mă izbi din primele clipe. Foarte tânăr, să fi avut câțiva ani mai mult decât mine, de o rară distinție, cu chipul oval, părul lins și nu claie cum îl aveau alții legionari, frunte înaltă și ochi mari, șerpești, cu cozile parcă întinse să se unească cu urechile. Se apropie de birou și se așeză în fotoliu în fața mea. Purta cămașă verde cu diagonală, dar fără pistol, pantaloni strâmți, și cismele oglindă. Gheorghe, șoferul meu, mi-a adus băiatul ăsta care e un elev întârziat, zise omul de după birou. Are o întrebare. Dacă în țara noastră n-ar fi fost jidani, s-ar mai fi născut mișcarea legionară atunci în 22? Ia-l în birou la tine și explică-i. Pe urmă vii și îmi spui ce e cu el. Ne ridicarăm și ieșirăm. Intrarăm într-un birou și urmară lungi minute de tăcere. Individul fuma și stătea nemișcat pe scaun ca un sfinx și părea să nu ia în seamă prezența mea. Pândeam cu coada ochiului figura acestui șef mai mic, totuși șef, dar nu văzui nimic. Omul părea să fie însăși tăcerea. Chipul lui arăta ca o placă de plumb, ca o mască înțepenită într-o expresie impenetrabilă. Sunt legionar. Și nimic din secretele mișcării la care am aderat nu vor fi exprimate, părea el să spună. Sunt un gânditor legionar, nu un legionar de duzină. Gândirea mea e metafizică, atemporală, ca și spiritul capitanului care trăiește în mine. Orice s-ar întâmpla peste veacuri, nimic nu mă va clinti. Să presupunem că vânturile istoriei ne-ar alunga de pe scenă. Ei și, dacă nu voi muri, mă voi adapta, schimbând masca, dar esența gândirii mele va rămâne nealterată. Exprim un destin, nu o simplă viață. Întrebarea dumitale e o prostie, vorbi deodată, foarte grosolan sfinxul, dar totuși fără să-i se strice masca. Bineînțeles că mișcarea legionară tot ar fi apărut. Ea este născută din adâncurile acestui popor și exprimă aspirația lui spre eternitate. Ea a apărat ființa neamului de jidani în acel timp, dar și de corupția democrației și a moravurilor politicienilor. Aici mă uitai și eu în jos. Așa era, înaintea lui Hitler, în mod irațional, mișcarea intrase în conflict și cu politicienii vechilor partide.
Știam din poiana fierăriei lui Iocan despre viața deșanțată a regelui cu lupeasca lui și că regele jefuise țara, era unul din cei câțiva oameni bogați din lume, avere dusă de aici din timp. Dar acum Carol al II-lea fusese alungat. Un general energic venise la putere și adusese cu el mișcarea. Ei bine, care fusese primul lor gând ca să exprime aspirația eternă a neamului? Înființaseră poliții legionare, să bată oamenii în piața publică. Un mare negustor din Roșiori, Colțatu, o pățise astfel, deci întâmplarea de la noi din sat nu era izolată. De ce poliție legionară? Cea obișnuită care să respecte legile nu era de ajuns? Pe cine amenințau ei cu aceste poliții? Împotriva cui erau îndreptate acum, după ce erau la putere? Ce vroiau să ne facă? Mai ales că vechea poliție era în picioare. Două poliții? Firește, împotriva oamenilor. Asta era clar. Dumneavoastră știți ce spune Rousseau, m-am pomenit eu zicând. Omul s-a născut liber, dar pretutindeni e în lanțuri. Ce vrei să spui? Tresări el. Nici eu nu știam clar ce vroiam să spun. Poate să-i arăt că mișcarea legionară vrea să-l pună pe om și mai mult în lanțuri cu ajutorul poliției legionare și să-l cobor puțin din eternitate spre realitățile regimului al cărui spirit îl încarna. Văd că n-ai depus numai o întrebare, ci mai multe, zise el, și masca a început să-i se strice. Nu cunoști drumul pe care trebuie să-l străbată un legionar, de care vorbește capitanul, cum trebuie să urci în genunchi și să te purifici? Piscurile spiritualității noastre sunt îndepărtate și numai prin jertfă ajungi la ele. Și mulți dintre ai noștri s-au jertfit și am învins. Nicadorii, Decemvirii, Moța, Marin, da, știam, Moța, Arhanghel și Munte, Marin ca o flacără mare, muriseră amândoi în războiul civil din Spania. Se cânta acest cântec și pe la noi prin pădure, unde cuibul de legionari din sat își ținea ședințele și făceau și instrucție. Niciodată, zic, omul nu va înceta să pună întrebări. Nu mai spune. Ce fel de întrebări? Întrebări se prefac că ne pun și dușmanii. În realitate vor să răspândească îndoiala, dubiul. Legionarul care are îndoieli n-are ce căuta printre noi. Spiritele dubitative nu vor ajunge niciodată pe culmile credinței, continuă el. Fii atent să nu ajungi în această categorie, fiindcă, dimpotrivă, vârsta ar trebui să-ți dea elan, spirit de sacrificiu. Ce ne interesează pe noi, Rousseau? Noi nu facem contracte sociale, noi suntem însăși țara pe care o vom călăuzi spre destinul ei măreț și veșnic. Acum avem de curățit putregaiul pe care l-am moștenit. Vom face asta fără cruțare și o să o spălăm de lepra trecutului. Începeam să mă plictisesc. Sperasem într-o mare întâlnire și când colo acest șef nu se deosebea prea mult de nașul meu din Siliștea, cu toată înfățișarea sa care vroia să sugereze acele culmi de care vorbea. Asta m-a făcut să mă uit iar în jos, ca și când spusele lui m-ar fi turburat. El se arătă îngăduitor. Pe ce clasă ești? Îi răspunsei că eram pe a patra normală și că aveam 18 ani. Școala e de vină, zise el, că gândiți astfel, dar o să schimbăm noi și școlile. Nu mă îndoiam. Pătrunseseră repede în ele. Pedagogul verde intra în sala de mese ca un adevărat stăpân. Subdirectorul Lascăr se ferea din calea lui, iar directorul Ionașcu stătea mai mult închis în casă, care se afla în incinta școlii. Nu prea îl mai vedeam prin clase. De la Rousseau ajungi repede la jidanul de Marx, zise el mai departe, luându-mă în privirea totală a ochilor lui șerpești. Te pomenești că l-ai și citit? Nu, zic, n-am avut de unde, răspunsesem ca tatăl meu cu ironie în glas, dar el nu băgă de seamă. Ăsta a dus Rusia la ateism, continuă. Era singura țară din lume care avea graniță cu Dumnezeu. Au distrus această graniță. Ce le-a rămas? Am zis. Graniță cu Dumnezeu pentru o țară? Nu e rău. El continuă. Sunt atei și urmăresc distrugerea națiunilor ca să domnească peste pământ jidovimea.
Unii cred că noi avem ceva cu măruntul ovreiaș care are o prăvălie în colț, dar au intrat în cultură, au acaparat medicina, au infectat conștiințele cu internaționalismul lor subminator de popoare. Noi am luptat pentru numerus clausus în universități, conduși de capitan care a văzut pericolul încă din 22 și dacă atunci n-am învins total, e pentru că jidovimea avea presa în mâna ei, banii, aurul, industriile. Acum însă o să le tăiem labele lor pistruiate. Auzindu-l vorbind astfel, nu mai simțeam plictiseală, ci o apăsătoare și nedefinită neliniște. Tata nu era un om foarte umblat, totuși făcuse un război și străbătuse oricum țara în care trăia. Nu l-auzisem niciodată spunând ceva despre rădăcina răului de care sufeream, care să semene cu ceea ce auzeam acum de la acest șef legionar. Și ce o să faceți? Îi omorâți? L-am întrebat. Se uită la mine bănuitor. Spusesem, faceți și nu facem. Dar nu mă luă totuși în seamă să mă dea, adică afară, ca pe unul care nimerisem acolo întâmplător și tratat deci ca atare. Trecu peste asta. Îi pedepsim, zise cu beție stăpânită în glas. Le luăm puterea și îi gonim, le luăm averile și fabricile și aceia dintre ei care n-or să vrea să plece, avem noi act de cojocul lor. Unde să se ducă? Nu ne interesează. În Palestina, în Rusia bolșevică, în Statele Unite. Un număr mare a venit la noi din Polonia și guvernele jidovite i-au primit cu brațele deschise. Te pomenești că ai prieteni jidani. Nu, de ce? Văd că-i aperi. Când îi apărasem? Dar gândeam totuși că dacă ar fi fost vreun evreu în sat la noi, n-ar fi zis nimeni nimic. Din istorie știam că suntem rezistenți. Am înghițit multe imigrări. Nu ne-a stricat nimeni nici firea, nici obiceiurile. Avem în sat un bulgar, un sârb, țigani și un ungur pe Cornel, bărbatul Angelinii Bibini, și chiar și un turc. Îl chema chiar Turcin. Și Aristide poate că era grec. Și atunci m-a fulgerat o idee. Acest sfinx care în sfârșit vorbise, era el chiar român curat? De unde știa? Dacă din întâmplare, i-am spus, ați descoperit că aveți sânge evreiesc, dumneavoastră sau vreo rudă apropiată, ce ați face? Masca se refăcu, se îndepărtă de mine. Totuși îmi spuse cu un glas de gheață, du-te și vezi-ți de treabă, nu știu de ce ai venit și cine ești. N-avem timp să ne gândim la dacă. E a doua oară când aud că ți iese din gura acest cuvânt. Sigur că aș rămâne tot legionar, chiar dacă aș fi aruncat în rândul jidanilor. Și ei ce ar zice? Probabil că m-ar blestema și m-ar goni, fiindcă n-aș trece de partea lor. Era vizibil că nu-i plăcuse deloc situația stranie în care gândul meu îl aruncase câteva clipe. Și dacă legionarii v-ar omorâ. Ar face foarte bine. Și mă privi cu duritate, cu un fanatism care îl făcea murdar. Mă așteptam să spună că în acea postură s-ar fi sinucis, neputând suporta în conștiința lui o astfel de surpare. Ar fi fost mai uman. Dar și răspunsul lui stârnea neliniște. M-am ridicat, am luat-o pur și simplu spre ușă fără să mai rostesc vreun cuvânt și am ieșit afară.